Cu informația momentului, Simona Halep spune că o fizioterapeută de la Academia Moratoglu a fost cea care i-a recomandat suplimentul contaminat antrenorului cu Narcis Drejan, jurnalist sportiv aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Cum vedem această declarație? Este una surprinzătoare? Era de așteptat? În opinia dumneavoastră mai poate schimba ceva? Atâta vreme cât în cazul Simonei Halep nu a existat nicio suspiciune de dopaj, așa cum s-a întâmplat cu foarte, foarte mulți sportivi care, să spunem, au călcat pe bec la final de carieră sau undeva după câțiva ani de carieră, este clar că și 100%, cel puțin în lumea tenisului și în lumea sportului, se știe clar că ce s-a întâmplat cu Simona Halep s-a întâmplat după momentul Muratoglu. Până la Academia Muratoglu, Simona Halep ținea legătura cu tot ce înseamnă conducerea NAD-ului, era tot timpul informată de ce nu are voie să ia și ce are voie să ia. În momentul în care a intrat în această, hai să spunem, Academia lui Patri Muratoglu, de aici s-a terminat totul. Pentru că, dacă țineți minte, în momentul în care a primit testul pozitiv anul trecut, a trecut ceva, avem un an și aproape o lună imediat de când se întâmplă acest caz, ea spunea că se simte trădată. Și era normal să se simte trădată. Nimeni, dar absolut nimeni, nu a mai luat în calcul, dar s-a întrebat-o pe Simona Halep, de ce te simți trădată? Evident, nu avea voie, erau clauze de confidențialitate pe care le semnezi cu o academie de tenis sau cu orice entitate care se ocupă în sport de tine și probabil de asta nu ai spus nimic. O să apară probabil ușor foarte multe din momentul în care Simona Halep rupe cumva legătura cu tot ce înseamnă Academia Muratoglu, eu sunt fer convins că ea s-a simțit rădată în adevăratul sens al cuvântului. Că oamenii ăștia, e clar că foloseau acest supliment care mulți din lumea tenisului spun că iese în 3 zile din sânge și să nu ne mai spună nouă cineva că sportivii din ziua de azi nu se topează. Ei, mă șochează faptul că o sportivă cum este Serena Williams are tupeul să spună că ar fi meritat ea în 2019 acel titlu de la Wimbledon când Simona a bătut-o de n-a mai știut pe unde să iasă de pe teren Serena Williams la vremea respectivă. Tocmai Serena Williams, care s-a pregătit atâția ani la Muratoglu și care a ieșit de multe ori din circuitul tenisului tocmai pentru că au fost suspiciuni În opinia dumneavoastră, această fizioterapeută despre care vorbește Simona Halep ar fi făcut un gest intenționat? Nu. Cum s-ar fi putut întâmpla? Nu există. Eu nu cred în teoria conspirației. În teoria conspirației nu o să cred niciodată... De ce această academie folosește astfel de substanțe care vedem că până la urmă sunt interzise și... Vedem ce s-a întâmplat. Eu sunt fel convins că toate academiile folosesc. Nu se poate, fără suplimentele alimentare, sportul de performanță, unde s-a ajuns astăzi, nu se poate. Gândiți-vă, vă dau un singur exemplu. Gândiți-vă că la recordul mondial la 400 metri la femei, la fete, este nebătut din 1980. Erau bătut de o sportivă din RDG, Republica Democrată Germană, cea care a fost specializată și care a creat un laborator întreg de doping. Foarte multe campioane de astăzi sunt bărbați din cauza testosteronului pe care l-au luat fără știință la vremea respectivă, dar la un moment dat, dacă veți vedea sau dacă, uite, există chiar o carte foarte bună scrisă de un celebru doctor german care s-a ocupat cu tratamente de eritropoietină și testosteron și spune chiar el că până la urmă eu le spun, dar niciodată noi nu știam la vremea respectivă ce poate să pătească un sportiv. Noi nu credeam că o femeie se poate transforma în bărbat, ceea ce s-a și întâmplat peste ani și sunt mărturii recente. Eu nu cred că un sportiv, de cele mai multe ori, el este responsabil pentru tot ce bagă în venă și ce bagă în gură. O ultimă întrebare, dacă se poate. În opinia dumneavoastră, aceste dezvăluiri făcute de Simona Halep sunt menite ca să îi... să avem o imagine clară despre ceea ce s-a întâmplat sau să o ajute mai departe și în momentul în care merge la această contestație de suspendare a ei pentru următorii 4 ani? Eu nu cred că nu există. În momentul în care primești suspendare la doping, poți să te scadă undeva la vreo, hai să zicem, 4 sau 6 luni. Nu mai mult de 4 sau 6 luni. Deci, cumva, suspendarea ei rămâne.
Pentru că nu vorbim despre acest supliment. Noi vorbim și despre datele din pașaportul biologic. Dacă ea ar fi fost dopată doar cu roxadustat găsit în acest supliment, nu ar fi luat mai mult de 2 ani. Cei 4 ani sunt și pentru neregulile din cele 51 de probe biologice din pașaportul biologic. Pașaportul biologic este cel care a stabilit că jucătoarea în continuare a luat substanțe interzise în perioada de după testul pozitiv. Asta face pașaportul biologic. Este, am înțeles. Este cumva, ca să înțeleagă și, telespectatorii, este vorba despre valori pe care agențiile antidoping monitorizează sportivul și după ce el a fost prins dopat. Iar la ea asta este. Aici cred că nu are nicio șansă. De aceea a primit și suspendarea de 4 ani. Nu pentru a fi dată ca exemplu. Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Narcis Drejan, jurnalist sportiv alături de noi. Mergem acum mai departe și...